la în lume asemănare. Nu e nimeni sub soare, așa cum este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Domnului. Poetul cântării, în altă cântare, spune că nimeni nu poate să lege o rană cum o leagă Iisus. Nimeni nu poate să mânghe cum mânghe El. Nimeni nu poate să ierte cum iertă El. De aceea merită și în seara zilei de astăzi să-i mulțumim din toată inima. Am ales să citesc câteva cuvinte din Maleahii, capitolul 2 și din 3, câteva versete. Și am dorit să ne ridicăm pe picioare, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să lucreze și în seara zilei de astăzi. Domnul Amin. Să aibă un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Poate Dumnezeu ne vorbește unora prin cântare, alții prin îndemn, alții prin Cuvântul Domnului. Domnul să aibă un cuvânt. Sutașul spunea, zi doar un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Am dorit ca Domnul Iisus să zică un cuvânt în dreptul fiecăruia. Amin. În seara zilei de astăzi și Domnul să ne atingă pe toți. Amin. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit. Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de El are plăcere. Sau unde este Dumnezeul dreptății? Iată, voi trimite pe solul meu, El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul Său, Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorul și ca leșea lăbitorului. El va ședea, va topi și va curăța, argintul va curăța pe fiul lui Levi. Ei va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului darul neprihănit. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zile cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurbarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbrașului, care asupresc pe vădă și pe orfane, dreptățesc pe străini și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea copiii ai lui Iacob, n-ați fi fost nimiciți, amin. Cu toții să mulțumim.